Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Îngăduiți-mi să vă spun la mulți ani, pentru că astăzi este ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Sigur că poporul se spunea sunt ziene de la acest Sfânt Ioan, dar mai presus decât toate e ziua care ne aduce în mijlocul nostru pe cel ce avea să-l boteze pe Domnul Hristos. Sigur că puteți citi în Scriptură toate amănuntele privind viața lui, momentul nașterii, momentul primirii numelui. Ceea ce nu citim în Scriptură este emulația pe care a putut să o creeze un astfel de om în poporul Israel. Un popor care aștepta cu greutate venirea lui Mesia și mântuirea sufletelor sale. Gestul lui Ioan Botezătorul rămâne al uneia total neadaptat sistemul de gândire a israelit din vremea aceea. Un om extrem de riguros în postire, extrem de riguros în ceea ce prăznuia în sufletul său ca rugăciune, dar și extrem de periculos pentru cei care credeau că rugăciunea este doar o bifare în carnețelul de sarcini cotidiene. Gestul lui de a boteza la Iordan arată oarecum că templul și-a pierdut puterea iertării. El spune în repetate rânduri, nu-i așa, în cuvinte nu tocmai binecuvântate, o serie de adevăruri adresate celor care transformaseră religia într-un soi de funcționarism intelectual și duhovnicesc. Să ne ferească Dumnezeu și să ne spună și nouă pui de năpârci sau vipere, pentru că prea ritualizăm totul uitând de conținuturi, prea mult legalizăm totul uitând de legea cea binecuvântată a iubirii aproapelui. Taina zilei de astăzi este aceasta. Înfloresc sânzienele în câmpurile românești, arătând odată în plus că sub coama de pământ a țării stau suficient de mulți ioni care să se bucure de împărăția lui Dumnezeu. Vă rog să nu uitați lucrul acesta și să prăzniți cu rugăciunea în fiecare dumnezeiască liturghie prezența celor dinainte care au făcut, nu-i așa, să înflorească peste tot sânzienele ca semn al prezenței lui Dumnezeu în viețile noastre. Mâine este o nouă zi.